prin rama cleditoare. Da. Așa. Iată-ne și aici, ușor. Micuțe, o să mergeți ușor, dați așa. Eu am să filmez și să discut. Așa, tragem rama ușor. Cu cât umblăm mai ușor, cu atât e mai bine. Iată, dragi, la început, construcția făgurelului. Această ramă cleditoare a fost până mai o săptămână în urmă sau două în cuib și mi-a spunea măicuță că vedeți că albina stă în lanț și începe să secrete ceară și pornește, da? Așa pornește la construcție. Să știți că începe din mai multe locuri, dar e atâta perfecțiune încât ea începe și de aici și de acolo și de acolo. Se coleagă și când încheie, perfect este, perfect. Șublerul ei este minunat. Dragilor, acum am să mă uit un pic aici. De cele mai multe ori găsim matca pe aici, undeva. Ce se întâmplă? Matca vine și zice, trece prin ochiul și zice, fetelor, ați mai făcut ceva făgurel? Zice, da, am făcut. Iar vine și ouă aici, ouă. Ea este interesată foarte tare de masculi. Ia uitați-vă, dragilor, că am și început aici să încheie, da? Am și început să încheie. Sunt larve de trântor în diverse etape. Eu v-am arătat la mine odată, acum câteva săptămâni, vreo două, trei săptămâni în urmă, cum maicilor și sfinții voastre ați avut acolo înăuntru, când e așa, complet. Da, le-am avut complete și sus și jos. Și sus și jos. Le-am tăiat. Așa. Le-am tăiat pentru că erau foarte mulți trântori și ocupau doar numai trântori, numai trântori. Dar știți ce ați făcut acolo? O lucrare extraordinară. Ați captat toată varoa. Deci toată varoa, femeile de varoa, atenție mai cu ce vă spun, asta este minunat. Femeile de varoa au căutat acolo și au alergat acolo și le-a prins sub căpăcel, în capcană. De aia zice, ramă capcană. Că ele, în clipa în care a fost căpăcelul pus, când a fost căpăcelul pus, au orientat în capcană. Femeia de varoa. Și se mulțește în perioada asta. Și noi când am tăiat, am luat și la revedere, am terminat cu el. Așa. De foarte multe ori să vedeți, găsiți și matca aici. O găsim la lucru. Am găsit-o de mai multe ori. Așa este. Este la lucru și atunci... Deci asta este erorul biostupului. Dacă cumva aici găsim și o început de celulă de botcă, iată măicuța aici, vedeți? Ea a dat drumul la o minciunică, cum spuneai, sfinția ta. Da, hai să întoarcem pe partea cealaltă. Dacă nu cumva găsim și minciunile un pic mai mari, haideți să scuturăm un pic rama asta. Dați-mi un pic voi. Așa. Că vreau să studiem. Să-i convine. Opa, uite. Uite, măicuță, că avem aici, în asta este larvă. Asta e semn că familia asta merită cercetat. Da? Că a avut lărvuți, uitați-o aici, da? Este lăptușorul de matcă. Aici este lăptușorul de matcă adevărat, 100%, nu? Așa apicultorul se înfruptă din când în când de acest produs. Dar după câte înțepături merită și el asta. Așa. Merită, dar nu prea avem timp pentru... Ei, pentru, cum să spun, pentru noi, măcar așa din când în când. Știți gustul acela minunat. Ei, așa. Și atât acum venim și așa și spuneam că merită studiu aici. Dragilor, fiindcă v-am provocat și fiindcă v-am arătat ce înseamnă rama cleditoare, o să încerc să umblu și să pătrundem în interior. Studiem această familie, pentru că prietenii noștri trebuie să înțeleagă că aici lucrăm cu tot dragul și că aici, fiindcă am primit semnalul că ceva îi de studiat, mă gândesc că dacă atras aici, avem și în interior. Și atunci este nevoie, maică, să căutăm matca ca dincolo, exact ca dincolo, să o tragem în spate, să facem aceeași lucrare. Așa facem, ca să vadă prietenii noștri cum anume trebuie să procedeze cu biostupul. Deci este o șansă imensă în
Așa, acum poți sfinția pe amândoi? Așa. Așa. Deci Almina a urcat srâncat. Acum dăm cu un pic de fum și vedem exact. Eu, așa, asta a fost semnalul. Faptul că am văzut bot și acolo, început de bot, că fapt, de fapt, vreau să cred că matca, matca este aici și că putem să o trecem în spate, să facem aceeași lucrare ca în partea aceea. Așa. O să pornim. De regulă se face dintr-o... Da, eu încerc să și filmez acum cu o mână și până să fac lucrare. Iată, dragi rame, nu o să poate. Trebuie să ajungeți de urgență. Da, ia uitați ce ramă frumoasă. Nu, e sfințenie cu adevărat. Da. Mă bucur mult că am desfăcut și acest stup. Deci uitați-vă cum nu găsim nicio celulă, una, două celule pe școlă. Dar e perfect, perfect, perfect. Cum să nu veniți aici? Dacă spunea maica că 9 sau 10 rame de acestea de cupuiet, wow, nu se poate. Veniți cu drag înainte să alcăm, să puteți intrați în posesia unei astfel de familii cu rame, așa. Da, vă spuneam, iată, vă spuneam că joja sau rama clăditoare pusă acolo, Nicol de Afrag, mi-a dat un semnal că există preocupări în direcția asta. Măicuță, așa rame nu credeți, că numai în filme se văd. Nu, toate, deci majoritatea stupelor așa o să fie. Așa o să fie. Măicuțule, nu se poate. Credeți-mă că sunt apicultor de o lungă perioadă de timp, 40 de ani. Ia uitați cum arată, dragilor, nu se poate așa o să fie. Deci uitați câtă, ce frumos este bătut. Este minunat. Măicuțule, știți ce vă rog acum? Puneți-mă pe asta în spate, ca să fie una din ramele cele de care avem noi nevoie. Deci rame eu nu mai am, domn profesor. Lasă, ne descurcăm, nu facem acum, să ne descurcăm, facem lucrarea. Vă gândiți la înveți foițe, nu? La asta. Ne descurcăm, o să vedem exact ce soluții găsim. Că mai aveți, ne ducem, facem câteva foi, că doar ceară avem, facem lucrarea, că le-am promis prietenilor noștri să facă. Ei trebuie să vadă lucrarea până la capăt, știți de ce? Ca să nu mai stea pe gânduri. Deci eu asta spun. Ia cercetați acum, Sfinția, da? Să vedem unde găsim matca, că trebuie să o găsim. Vedeți dacă aveți ouă proaspete și eu da, zic... Da, am larva, am ouă. Aveți larva, ouă. Aceste o ramă acum bătută. Sus până jos, cu ouă și cu larvă. Ia uitați-vă, dragi. Ia uitați, Petru, ce frumuseți. Ce frumuseți. Da. Ne uităm după matcă. Da? Ia să iau și eu una. Da, pe prima rama asta, alta, n-am cercetat-o, micuță, chiar pe margine, pe prima. Eu am luat una, a doua, am luat-o pe prima, știți? Așa, mă, să dau eu un pic de fum. Faci lucrarea Sfinția ta? Asta e plină cu polen. Aceea e plină cu păstură, da? Polen, perfect. Păstură. Păstură. Da. Nu este rama aici, nu este matca aici. O lăsăm, e ramă de margine, da? Așa. Să putem face ușor. Ne uităm cu atenție să vedem matca.
poate o descoperim, că o să trecem în spate. Are și larvă, are și mâncare. Gata, ea este, este, dar avem, avem de studiu, de cercetat. Da, este chiar o ramă frumoasă, albina este liniștită. Un pic așa de fum le dăm, ca să le spune cine e șeful aici. Că... Da, este o ramă construită, crescută frumos, cu larve, cu ouă. Eu sunt convins că aveți acolo. Are ouă, e plină cu ouă. Sigur că da, ramă. Iată, dragilor, în Biostup, cum este crescută o ramă. De aceea eu sunt fascinat de, de posibilitatea asta. Când câte vreme ați avut rama clăritoare acolo, ea nu v-a stricat rama, vedeți? Asta, asta înseamnă, asta înseamnă Biostup. Nu văd matca. Ai pe rama care așa, și dacă o oată, o uniformă, este o matcă deșteaptă. O matcă care lucrează, nu pășește, nu pășește nicio celulă. No, da, numai la mănăstire am văzut așa ceva. Deci, dragilor, o frumuseți, o frumuseți. Nu puteți rata ocazia. Nu puteți rata ocazia să nu ajungeți să vedeți. Așa ceva, credeți-mă că numai în filme am văzut. Numai în filme am văzut. Superb, lucrătură superbă. Superbă. Știți ce căutăm acum? Căutăm matca. Nu, nu asta este. Se lavă de două zile. Ouă, nu, ouă proaspete. Cum a ecluzionat, cum a și fost prezent acolo. Deci, imediat cum a ecluzionat, a fost prezentă la treabă și a și bătut. Da. Ia să vedem în continuare, mai avem 2, 4, 5, 2, 4, 6 rame în studiu. Spațiu foarte mult de lucru avem, știți, de o stupă asta îți oferă și după nevoi. Da, după nevoi, aici am văzut matca, gata. Ia uitați, ia uitați. Da, am văzut. Da, deșteaptă ești. Ce mă bucur că te-am găsit. Ești pentru filmare. Da, o matcă ca în film. Ia uitați-o, dragilor. Nu se poate să nu vă, să nu vă pună în mișcare, să vedeți așa o lucrătură. Bravo, fetițe, bravo. Să o punem în spate. Și acum ne-am făcut lucrarea. Ne-am făcut lucrarea. Am găsit două rame, dragilor. Uite așa, asta este minunat, minunat. Și nu mai continuăm să cercetăm, suntem foarte liniștiți. Doar ne trebuie două foi. Acum am să mă duc să vorbesc cu măicuța, să ne pune două foi, da? Punem stop. Dar, dragilor, ce, acum ce poveste să vă mai spun? Am găsit matca, venim cu două foi și le punem aici, venim și punem și în spate încă... două, trei foi, dacă ne amintim bine, nu? Ne mai trebuie da, trei foi. Trei. Și matca de aici îi dăm drumul pe rampa de zbor de aici. Punem hanema, aduceți-mi o diafragmă cu ca să punem, să o punem, dragilor, aici în uitați cât de liniștit este. Tot secretul este să umblăm calm. Da? Să umblăm calm, dăm câte un pic de fum și toată povestea înseamnă... Yeah. Măicuțe, acum trebuie să vă spun că ați rezolvat această treabă foarte interesantă, că ați dat azi dimineață drumul la cea de-a doua rampă de zbor. Și fiindcă a fost trasă foarte mult, albina s-a chinuit, dar sunt șanse să găsim mâțile.
sunt șanse să găsim mărcile și să facem lucrarea asta peste tot. Peste tot. Și să spunem prietenilor noștri că pot prinde și roiuri de acestea de timpuriu. Nu numai familia și care le aveți acolo, dar Sfinția voastră puteți să mergeți și pe varianta asta, ca un roi de ăsta făcut pe 5-6 rame, să-l puteți vinde și din roiniță. Deci, dragilor, pe tot parcursul anului, până încolo, dincolo de tei, până în august, veți găsi aici, la Tisa Silvestri, roiuri făcute de anul acesta, familii puternice, gata de producție și voi, folosind biostupul, veți avea șansa ca la rândul vostru să vă puteți dezvolta foarte bine astfel de mărci trebuie prinse de urgență. Sămânțe de astea, cum se spune, de calitate valoroasă, trebuie știut. Da, uitați, dragilor, s-a mai că a pus deja diaframa cu cele patru, cu două ochiuri, că mirosul este lăsat acolo jos. Ei, lăsat deschis. De ce? Ca albina să vină din față, doică, și să se ocupe de treaba aici, că noi am dat de lucru aici, nu glumă. Așadar, suntem foarte încântați că aici ce o să facem? Haideți să le spunem încă o dată prietenilor noștri. Rama asta o scuturăm. Ea și-a făcut treaba aici când a scuturat din față. O scuturăm. Aici vom veni cu câte rame am spus. Dragilor, matca nu poate. Matca nu poate să se ducă prin Hanema. Deci e clar. Acolo în față sunt deja boți pornite. Probabil că avea de gând, nu probabil, sigur avea de gând, matca asta, să o zbuchească din loc, să ne lase fără albine. Dar să creadă ea că i-am făcut felul.